Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod de Minecraft Build Battle, dar înainte de a începe acest clip, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-ai apăsat butonul de like. Evident, dacă mă susține și dori să postez cât mai multe clipuri, haide să vedem ce o să reușesc să fac în meciurile de astăzi și dacă o să mă descurc, bineînțeles. După cum bine observați, a revenit și facecam-ul, ceea ce e super, super tare. Mi-am iarna, nice. Am zis să nu știu, să-mi rezolv rapid problema și da, cam asta e. Ia să vedem cu ce o să pun pe jos. Ceva. Snow, uite, ceva zăpadă, sincer. Aș pune pe jos. Uite așa cât de tare o să arate. O să facem și un om de zăpadă. În principal iarna, o casă, bineînțeles. Hai să vedem cum va arăta casa. Vreau să fac o casă cochetă, să zicem. Să vedem dacă o să-mi iasă, da, cum va rămâne de văzut. Să fac să te va trebui să facem și pom și mai multe chestii, dar na, nu prea vreau să pierd timpul așa în apă, da? Cred că până aici ar fi ajuns. Uite, facem noi o casă frumoasă, nu foarte, foarte înaltă și nu foarte lată, mai bine spus. Uite, așa. Ia să vedem. Și nu uitați să apăsați și butonul de like dacă doriți să postăm cât mai multe clipuri de Build Battle, să zicem, aici pe gamester.org. Mulți mi-ați sugerat să joc și pe iPixel, însă pe iPixel, sincer, acolo sunt, nu știu, parcă mai mult îmi plac temele, să zicem, de temele de pe. Aolo, stai cam lag. Cum să spun eu, temele de pe gamester, să zicem. Aici o să punem noi așa, aici așa, așa, așa. Perfect, va trebui să mă grăbesc că n-am, mai am și eu, până la urmă, omul și omul de zăpadă și na, după o să fie nasol, pentru că nu o să-mi ajungă timpul. Nu vreau să mă lungesc foarte mult la casă. Pac, pac, pac. Aici am pus și aici o să punem normal. Bun, și o să punem după și sticlă. Ia să vedem puțin ce avem noi aici. Uite, ăsta, acacia îmi place. Le facem gen spatele. O să facem aici sus și aici. Și la mijloc o să punem sticlă. Așa. Hai să punem glasses. Să vedem ce sticlă vom pune. Ceva de iarnă, frate, sau ceva mai deschis. Uite, white. Uite așa, perfect. Eu zic că o să iasă ceva ok. Acum fiecare cu pretențiile lui și vă țin cont că va trebui să mă ocup și de acoperiș. O să fie nasol, sincer, dar o să încerc să fac tot posibilul. Oricum nu o să câștig, că na, totuși nu, e o temă complicată și nu o să termin, sincer. Așa. Și aici mi se pare că trebuia să pun și pe sus. Ia să vedem. Bă, frate, deci stai că încurc tastele, că nu mai vin, nu mai vin, efectiv nu mai știu nimic. Așa, 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 așa și așa. Bun, cam asta e în principal. Hai să facem un om de zăpadă rapid aici și un copac o să punem. De un om de zăpadă nu foarte, foarte mare. Cât e? 1, 2, 3, 4. De 4, să zicem. Și mai punem un rând aici. Și încă unul aici. Așa-l facem mai mare. Așa, și după care o să venim pac, pac, pac. Și mai trebuie să punem un rând acolo. Aolo, fraților, e Riperino, dacă știți cum zic. Pac, pac, ok. Dar, na, să-l fac mai mare până la urmă, nu? Dacă tot îl fac om de zăpadă, să-l fac mai mare. Dacă tot și dacă tot vine iarna, bineînțeles. 1048, aolo, twistere. Riperino, acoperișul nu o să-l termin, copacii nu i-am pus. Sincer, ar fi, în curând o să bag și o textură de zăpadă, deci na, o să fie totul super, super tare. Ia să vedem, 1 minut 34, frate, serious, de-am stat mult la casă, mai bine făceam un om de zăpadă. Bine, dar dacă stai să te gândești, tema nu este, tema acestui meci nu este omul de zăpadă, deci na. Pac, ia să vedem, punem noi așa și așa, tot cu 3 mergem. Așa, perfect. Hai că-l terminăm și noi dacă e în curând. Doar că va trebui să ne grăbim. Și aici, gen, cam așa ceva, gen. Lol, fix, ăsta, fix om de zăpadă, nu e, frate. Facem noi următoarea chestie, fraților, fiți atenți aici. Pac, pac, pac. Așa și facem noi 1, 2, 3. Ar trebui și un fular. Așa, perfect. Și aici îi facem gen. Nu știu cu ce să-i fac nasul, sincer. Cam așa ceva în gen. Și ochi iarăși cu WOL. Ceva negru. Aolo, dar nu termin eu nici mâine. Și iarăși să-i punem aici. Și aici.
Aici. Nice. Și o să venim iarăși cu ceva. Mă impunem random. Hai că e și destul de ok. Aolo. Aolo, twistere. Așa. Acoperișul nu l-am terminat. Și să punem, da, de unde? Că nu mai am șanse. Asta e, din păcate, n-am avut timp pur și simplu, frate. A, păcat, păcat, păcat. Ia să vedem asta ce a făcut. Asta a făcut un brad de Crăciun, sincer, cu o stea. Bă, asta e frumos, sincer. Cred că a mea a fost cea mai proastă construcție. Acum vedem ce o să voteze și ea, bă, și ăștia, și oamenii. Asta e iarăși un brăduleț cu multe chestii. O să-i dau binișor, sincer. Ia să vedem, că sunt curios și la mine. Asta a făcut o... Și asta e frumoasă, gen. Să-i dau un place. Asta e, din păcate, nu câștigăm astăzi, că e, na, cea mai proastă temă, probabil. Adică cea mai proastă construcție, mai bine spus. Aici, sincer, e cam simplu. O să-i dau nașpa, totuși, na, nu știu ce am încercat să fac omul. Probabil că nu o fi terminat. Dar asta e, până la urmă, nici eu n-am terminat casa. Și asta e frumoasă. Numai construcții frumoase. Ia să începem aici. LOL. Gen, LOL cu inimioare și cu alea, nice. Twister, asta e cea mai proastă, gen toată lumea cu... Am încercat o căsuță lângă un brăduleț, dar toți cu cea mai super pup. Asta e, ce să faci? Cât să fă, n-ai cât să fă. Aia, asta chiar a fost super pup. Aici chiar a fost super pup, fraților. Aici, na, din păcate, ne cam simplu. Ușa, păi și aici, și asta, gen, cam multă bătaie de joc. Măcar nici zăpadă n-a pus pe jos, frate, măcar. Nici zăpadă nu a pus pe jos. Hai că să vedem, că sunt curios ce rocos iau. Ia să vedem aici ce am. Ba, frate. Deci își bat efectiv joc de anotimpul iarna, să zicem. LOL. LOL, am câștigat. Ai de cap în voi. Dați-mă voi, am câștigat construcția. What? Am câștigat pur și simplu construcția asta, LOL. Frate, deci cum e posibil așa ceva? Efectiv, sincer, chiar nu mă așteptam. Fraților, cam asta a fost episodul, eu nu sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați butonul de like, eu am fost Andrei și noi ne vom vedea sau revedea data viitoare și chiar am rămas efectiv super uimit, pentru că până la urmă nu a fost o construcție super super epică să zicem, până la urmă am făcut o casă, am pus zăpadă pe jos și am făcut omul acela de zăpadă. Trebuie să recunosc că omul de zăpadă chiar mi s-a părut super super interesant și totodată sper că v-a plăcut și vouă. Asta e, am câștigat, contează că am câștigat și că am depus efortul respectiv, să zicem, la realizarea temei. Dacă mai doriți clipuri de Build Battle, nu uitați să scrieți acolo în secțiunea de comentarii. Poate o să filmăm și pe iPixel un episod să vedem. Eu am fost Andrei și noi ne vom auzi data viitoare. Deci, pa, pa!